Salutăm și apreciem prezența dumneavoastră la o nouă ediție a sărbătorii Gala Laureaților 2019. Ediția a șaptea. Orice succes, desigur, e o treaptă în devenire, o pistă de lansare. Iar competiția e o verificare de potențial și forță. Noi, elevii acestui liceu, totdeauna am apreciat tendința și efortul cadrelor didactice de a face un frumos nume, iar realizarea acestui scop o datorăm sistemului bine organizat de administrația școlii în frunte cu doamna Ana Novic, care manifestă un interes aparte pentru o bună instruire a generației în creștere. Doamna director este invitată pentru a deschide această frumoasă sărbătoare. Hristos a înviat! Domnule președinte, dragi elevi, părinți, stimați profesori, vă spunem bun venit la cea de-a șaptea ediție a Galei Laureaților în liceul nostru, liceu care poartă numele celui mai mare pedagog al contemporanității moldovenești. Și activitatea de astăzi izvorăște anume din îndemnul marelui Boris Dânga de a promova o instituție prin performanța școlară, dar și din dorința tuturor actanților implicați în procesul educațional de a celebra astăzi rezultatele frumoase la sfârșit de an școlar. În aceste concursuri definește o personalitate și acesta este obiectivul nostru esențial. Acum vom invita aici elevii care au ocupat locul întâi în olimpiada. Au depus efort excepțional, incomensurabil și au pregătit acești elevi pentru rezultate atât de splendide la nivel republican. Doamna Ecaterina Porubin, doamna Luca Porcani, doamna Gineta Ecor, noi trăim prin ei. Mulțumim foarte mult, domnul profesor de educație fizică implicat la turism, de asta lipsește, îl cunoaște. Da, elevii rămân aici. Deci se invită elevii care au luat locul 1 la Olimpiada Regională, Rânja Laura, clasa 12, realizări cu o ședință obținută în cadrul Olimpiadei Regionale. La istorie, da. Și tot Rânja Laura pentru locul întâi la geografie. Ne bucurăm foarte mult. Este la un concurs republican și a fost nominalizat cu un premiu. Și el se află acum la Chișinău, ca vizitor în cadrul concursului Holocaust Lecții pentru Viață. Bujar Cristina, limba și literatura română. Istorie, ce spune. Crăciun Elisaveta.
Mătrizanu Nicoleta, limba și literatura română. Manuel Andreea Valeria, clasa 11, limba și literatura română. Mare Nere, educație tehnologică. Și Oganian Marie, educația plastică. Mulțumim foarte mult! Iar acești elevi și-au găsit locul printre lucetării călători spre Orion. Dar cel mai important e că ei au devenit ei înșiși regi și regine. Cuvânt se oferă elevilor care doresc să spună ceva publicului, profesorilor. Cultivată de către toți profesorii de limba română,
a fost simțită mult mai profund, anume în momentul în care am început pregătirile pentru Olimpiadă și contemplând asupra cunoștințelor acumulate și încredere în sine, am realizat faptul că, de fapt, dacă singur nu te poți motiva, atunci nu o poate face nimeni, ceea ce trebuie să înțelegeți și dumneavoastră. Iar la final, le mulțumesc profesorilor, familiei și prietenilor care au trecut cu mine prin aceste clipe frumoase. Pentru că am avut emoții extraordinar de mari și griji pentru ca să facem o sărbătoare frumoasă, am comis o eroare și ne cerem mari scuze, pentru că aici merită să fie și un elev extraordinar de bun care se numește Bogdan Pascaru. Vă rog, Pascal. Te rog, Bogdan, ia locul aici. Nu știu din ce cauză, prin sutele astea de diplome, poate să o găsim până la urmă. Cerem scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. Mai dorește cineva să mai vorbească? Andreea, nu? Speranța anului 2020 al instituției noastre, avem așteptări foarte mari. Ne pune vreau să mulțumesc tuturor elevilor, profesorilor, pentru încrederea și pentru susținerea pe care mi-au acordat-o și le sunt profundă recunoscătoare tuturor. Vă mulțumesc foarte mult, să știți că succesul nu constă doar în victorie într-o anumită competiție. E important cum raportăm această victorie la experiența care urmează, pentru că foarte des un succes poate să aibă mai puțin impact pozitiv decât o înfrângere din care noi tragem învățăminte și din care ne străduim să devenim personalități mari, ca să se bucure, în primul rând, părinții, pentru că sunteți comoara părinților. Și, sigur, noi nu vă uităm niciodată. Succes! Cărțile din bibliotecă mie sunt încărcate cu speranțe. Ele poartă germenii și frământările elevilor, strinse în mine cu multă lumină. Maxim.
Amalia informatică, Cancer Madalina fizică, Dima Valeria fizică, Dima Valeria, Madalina, mă zic de-aia. Eram tot, da. Deșelea Amalia chimie. Șercu Maria chimie. Bravo Maria, elevă eminentă pe toți 3 ani de liceu. I-a trebuit acum 1-2 puncte ca să ia și ea examenul internațional la engleză, dar oricum este pregătită. Bezoarba Nina. Biologie. Roibu Sergiu, biologie. Dipsara Adriana, istorie. Adriana a mers dintr-o încercare. Și a s-a plasat pe locul 2. Bravo! Stati Cristina. Geografie. Luca Maxim, geografie. Dacă vreți să vedeți cum arată un tânăr muncitor venit dintr-un sat care să se afirme și să-i treacă pe mulți din cei care au făcut studii la Criuleni, atâtați foarte bine la Maxim, venit din Bulecan, care a mutat că poate prin efort de o servicie se pătească de foarte mult. Bujan Cristina, ecologie. Cancer Mădălina, limba și literatura, diplome de gradul 3, tot dumneavoastră, da. Cancer Mădălina, limba și literatura română. Bujar Cristina, limba și literatura română. Bazu Grada, limba engleză. Ei va simula, tu ești dumneavoastră. Și pentru engleză. A, Puja Cristina, eu am ochelari, da. Și voi poți, la transmiteți. Colmogorul Valeria, matematică. Iată, uitați-vă, Valerica, eu. Da, ea merită în brațe duse de noi toți, pentru că oriunde s-ar manifesta, oriunde indică, da, indică succes. Basu Cristina, fizică. Chirilor Radu, fizică. Radu va mai ieși astăzi, pentru că el este unul dintre cei mai buni, care, sincer, recunosc în batitor și nu voi avea cine dialoga și discuta în pauze. Ogor Cezar, chimie. Basu Polina, chimie. Mulțumim familiei Basu, două fete extraordinare, nu doar la carte, dar și cântă extraordinar de frumos. Titei Victor, biologie. De patriot. Cernovi Caterina, istorie. Brânză Alina, geografie. Racu Andreea, geografie. Andrei.
Este Andrei. Andrei. Cei care pierd aici câștigă dublu la ultimul sunet, nu vă supărați, este medalia, nu este diploma. Și diploma de mențiune, Zaporojeț Valentin, limba rusă. Frunze Eugenie, chimie. Ciorap Denis, istorie. Yep.
Ați vorbit? Eu, în calitate de părinte, aș vrea să vorbesc și vreau să aduc sincere mulțumiri întregului colectiv profesoral, care știe cu maestrie să cultive copiii noștri frumosul, cunoștințele și care permanent știu cum să-i provoace pe copiii noștri să ajungă cu realizări frumoase. Noi, părinții, suntem mândri de copiii noștri, dar în mare parte suntem mândri de tot ceea ce faceți pentru copiii noștri, stimați pedagogi. Să ne fiți sănătoși și să dea Domnul ca faima liceului Boris Dânga să meargă mulți ani înainte. Mult succes! Continuare! Iar acum, doamna Rotunda Pătruță va mâna diplome elevilor participanți la următoarele concursuri. Turnamentul Republican în domeniul drepturilor omului și copilului împreună reducem riscurile și securitatea la trafic. Stimați elevi, dragi părinți, eu cred că un om atâta timp cât are verticalitate. Iar verticalitatea vine odată cu cunoașterea. Și cea mai valoroasă, cred eu, competență pe care trebuie să ne formăm, să o avem, e cunoașterea de a ne ști pe noi. E cunoașterea de a ne promova. E cunoașterea de a ne pune în valoare. Elevii noștri au participat la un șir de competiții raionale, republicane, regionale, la care s-au întors învingători. Suntem mândri de echipa de elevi ai liceului care au plecat și s-au întors cu rezultate frumoase la concursul care se numește Turnamentul Republican în domeniul drepturilor omului, copilului. Acum vor fi nominalizați câștigătorii, participanții, colaboratorii la acest frumos proiect. Modcala Andreea, Nicu Vardar și Mune Viva au fost cei care au participat la etapa finală, la etapa republicană și din 32 de echipe și foarte multe echipe erau din clase mari, din clasele a 8-a și a 9-a și ei au luat locul 2. Dar alături de întreaga echipă care au lucrat împreună, e vorba de Carp Daria, regizor, Micati Veronica, Popescu Valeria, Tan Denis, Plăcent Alexandru, Casar Constantin, Matei. Asta este echipa mică a celor care au reprezentat liceul la acest turnament. Rămâneți aici pentru că invităm echipa dreptei liceale care a participat la acest concurs și a venit cu mențiune. Vă mulțumim foarte mult și vă rog foarte mult să respectăm drepturile omului. Succes de părinților! Aici echipa liceului care au participat în competiția raională Securitatea la trafic. Aveți experiență, dragii mei, pentru mențiune și este loc pentru podium mai sus. Succes! Și următorul concurs, împreună reducem riscurile, echipa liceului a prezentat raionul la etapa regională. Acum invităm în scenă dansatorii liceului cu un vals. Și pot citi în dulcile priviri.
forțele lui, izvorul vieții să cunoști. O școală fără valori nu e școală. Un om fără mântuire nu e om. De aceea, profesorii liceului nostru se străduie să cultive cu drag în sufletul copiilor, anume mântuire de neam, dragostea pentru țară, dragostea pentru frumoasa limba română. Dovadă a ceea ce am zis e participarea liceului nostru în cadrul unui frumos concurs republican la etapa locală. Echipa de liceul Boris Dâna Chiuleni s-a plasat pe locul 1. Mai întâi, vrem să vă arătăm o secvență din produsul pe care elevii noștri l-au prezentat în cadrul concursului care se numește Limba noastră o comoară. Sunt mândră că vorbesc limba română. Sunt mândră că vorbesc limba română. Mă mulțumesc foarte, foarte tare că vorbesc limba noastră și a română. Mă simt mândră că vorbesc limba română. Ajungem la etapa republicană și venim învingători.